ca cu cei din spăriți, din preună slujitori, îndoliată și îndurerată familie, distinsă doamnă Camelia și iubiți credincioși. Învățăm din acest post minunat al Crăciunului și mai ales de la sărbătoarea în sine, a nașterii Domnului, că omul este o persoană locuibilă. O avem înaintea ochilor duhovnicești pe Maica Domnului, în care a locuit Fiul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în același timp Fiul lui Dumnezeu. Ori această imagine, dragii mei, este o nădejde extraordinară și mânghiere în același timp. Că unul fiecare dintre noi poate să devină sălaș lui Dumnezeu, Dumnezeu să locuiască în el. Însă nu doar Dumnezeu, ci și omul. Așa cum a locuit în această ființă, dragă Mircea și Camelia. Dacă omul poate cuprinde necuprinsul pe însuși Dumnezeu, poate să cuprindă și întreaga umanitate. De aceea, printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și tot printr-un om am fost izbăviți din robia iadului, a păcatului și a morții. Pentru că în om încape întreg universul, întreaga umanitate. De aceea tot ceea ce săvârșește un om în această lume are impact asupra lumii întregi, asupra aproapelui, asupra cosmosului, a naturii înconjurătoare. Noi putem înfrumuseța lumea, dar o putem și sluți, chiar o putem distruge. De aceea sărbătoarea Crăciunului ne face conștienți că noi suntem responsabili de tot ceea ce săvârșim în această lume și că avem această menire extraordinar de importantă și care cu adevărat ne împlinește, și anume să devenim locuibili, să încapă în ființa noastră Dumnezeu și prin El lumea întreagă. Și atunci vom fi atenți. Și în relație cu Dumnezeu vom fi atenți, și în relație cu semenii, și în relație cu natura, cu întreg cosmosul. Vedeți dumneavoastră lumea în care trăim, cât de ușor se influențează în rău. Poate o minte diabolică să facă atâta rău încât să sufere o lume întreagă. Și cât greu se repară acest rău. Câtă lume trebuie să se pună în slujba binelui ca să reușim să ne eliberăm de răul pe care cineva, precum ne spune Sfânta Scriptură, a semănat neghina între grâu. Și ne spune în Sfânta Scriptură și cine este. Că el este diavolul și slujitorii lui. Așadar, dragii mei, să învățăm
din acest post al Crăciunului și mai ales din sărbătoarea nașterii Domnului, că noi suntem persoane locuibile. Noi trebuie să-L încăpem pe celălalt, lumea întreagă și chiar necuprinsul, pe însuși Dumnezeu. Și atunci vom fi asemenea Lui, asemenea Lui Dumnezeu și părtași dumnezeieștii firi. De ce v-am spus toate acestea? Pentru că avem în fața noastră o mamă. Poate gândeam eu în timpul slujbei mormântării și am și poruncit să se cânte din slujba mormântării copiilor. Ziceam eu, poate ar trebui o mamă să aibă o slujbă aparte față de ceilalți. Avem slujba mormântării mirenilor, slujba mormântării pruncilor, slujba mormântării călugărilor, slujba mormântării preoților. Dar cred eu că asemenea slujbei mormântării preoților ar trebui să fie și o slujba mormântării mamelor. Pentru că mama este într-adevăr o persoană locuibilă. Însă mama este și preot. Nu ea învață primele rugăciuni pe copilul ei și semnul Sfintei Cruci și drumul către biserică, mama și bunica. Mama este și călugăr. Câtă abstinență, câtă răbdare, câtă jertfă trebuie unei mame ca într-adevăr ea să-și împlinească rostul. Nu mama este și un copil care intră în logica copilului. Așadar, iată doar câteva aspecte care ne-ar îndreptăți să spunem că ar trebui și o slujbă a mamei sau a mamelor care pleacă din această lume. Or, mama noastră, Anuța, așa cum ziceam, s-a făcut să lași copiilor ei, Mircea și Camelia, însă a cuprins și familiile lor, și pe nepoți, și pe noi, pe toți, în dragostea ei. A reușit să cuprindă pentru că l-a cuprins pe Dumnezeu, care i-a ajutat să depășească atâtea greutăți și suferințe cât timp a trăit pe pământ. Mama noastră, Anuța, a fost și ea copil la rândul ei și de ună zi i-am înmormântat-o pe mama ei, Ana. Mama noastră, Anuța, n-a fost călugăr, poate mai mult decât călugării. Și ascultarea, și sărăcia, și fecioria inimii, toate le-a împlinit, asemenea unui călugăr bun. Mama noastră, Anuța, n-a fost preot. A fost preot și rămâne preot. Și aceasta o demonstrează unul dintre nepoți care urmează teologia și care este dator să păstreze memoria bunicii lui, așa cum se cuvine. Acestea fiind zise, dragii mei, sigur, precum spuneam alaltăieri, ne pare rău și ne doare inima și natura înconjurătoare parcă a încremenit. Și așa și este. Atunci când moare cineva, timpul se oprește în loc. Și ne doare sufletul, pentru că trebuie să ne despărțim, cel puțin temporar și fizic. Însă cu siguranță că dragostea noastră poate fi mai intensă de acum înainte. Pentru că
Dacă Dumnezeu și până acum a fost la mijloc, cu atât mai mult de acum înainte, având în preajma Lui, iată, două mame care au plecat în veșnicie și care vor mijloci pentru cei care au rămas în această lume. Asigurăm încă o dată familia de toată dragostea noastră și a celor care suntem prezenți și a celor care n-au putut veni din binecuvântate pricini. Sunt atâția oameni care vă cunosc, vă prețuiesc și vă iubesc. Sunt atâtea instituții pe care le-ați slujit și le slujiți, și acum în special pe cele ale bisericii, precum Arhiepiscopia Clujului și Seminarul Teologic, care prin mine și prin Părintele Diacon astăzi vă prezintă condoleanțe și aduc un omagiu mamei Anuța. Vă încredințăm și de rugăciunea noastră. Nu doar că este rostul nostru, a celor ce suntem hirotoniți, slujitori ai Sfintelor Altare, dar este și datoria iubirii, care nu se poate împlini decât prin Dumnezeu, Cel care iubire este, precum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Mulțumim părinților din preună slujitori, în special părintelui paroh pentru bunăvoință, dar și părintelui Gheorghe. Și mulțumim dumneavoastră tuturor, celor care au cântat la strană, celor care au slujit și văzut și nevăzut, și dumneavoastră tuturor care v-ați făcut răgaz să veniți astăzi să fiți alături de familia greu încercată și îndurerată. Mai rar asemenea încercări. Dar cum spuneam alaltăieri la mormântarea bunicii Ana, Dumnezeu cu atât mai mult. Să învățați acest lucru, dragii mei. Atunci când este mai greu, Dumnezeu este cu atât mai prezent în viața noastră. Am întâlnit odată și cu aceasta închei în catedrală un om, o mamă. Și când am intrat în catedrală, s-a repezit către mine și mi-a spus, Părinte, l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape că am crezut că pot pune mâna pe El. Așa este atunci când este greu. De atât de aproape Dumnezeu, încât poți pune mâna pe El. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui.